Bună seara, prieteni, sunt Marian Coman, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Reperul TV, emisiunea care îți arată realitatea din Brăila și Galați, așa cum este ea în această perioadă de efervescență politică. Acum vorbim, așa cum v-ați obișnuit când mă vedeți pe mine, cu politicieni din Brăila. Am adus în această seară în fața voastră doi politicieni tineri de la Partidul Național Liberal. Este vorba despre Daniela Pascale. Bună seara, Daniela! Bună seara! Este candidat pentru o funcție de membru în Consiliul Județean Brăila și pe Adrian Tabarac. Bună seara! Bună seara! Domnul Tabarac este candidat pentru o funcție de consilier în Consiliul Local Municipal al municipiului Brăila. Este o seară specială pentru mine pentru că îmi face mereu plăcere să stau de vorbă cu tineri și mai ales cu tineri care sunt implicați în activități civice sau politice. Așa că, dintre toate emisiunile pe care le-am realizat în această campanie electorală, cred că asta e preferata mea, deși încă nu am, abia am început-o. Cum e în campanie, domnilor și doamnelor? Cum e Daniela în campania electorală? Destul de obositor, foarte mult de muncă, foarte multe lucruri minuțioase de pus cap la cap. Răzbatem și mai avem, suntem în ultima săptămână. Acum este practic cea mai mare febră și vom scoate totul bine la capăt și vom învinge. Te întrebam înainte de a intra în emisie, câte ore ai dormit în timpul campaniei electorale? Da, și ca să dau același răspuns ca înainte de emisie, de dormit am mai dormit, dar de odihnit nu prea, pentru că trebuie să recunosc că chiar ne-am focalizat cât se poate de multă energie în această campanie. Și da, ajungi târziu, te trezești dimineață, întâlniri cu oameni, ședințe de campanie, de a programa întâlniri în cartiere, tot felul de noi probleme pe care le culegem din teritoriu, din zone. Sper să recunosc pe unele, nu le știam, dar cu toate acestea simt totuși că oamenii sunt, fac o paranteză, din cauza pandemiei mă așteptam la o reticență a unor în ceea ce privește campania electorală, dar totuși cred că oamenii vor merge la vot și vor să știe pentru următorii 4 ani cui le vor da oamenii votul de încredere. Și totuși tind să cred că Partidul Național Liberal va avea un plus și va ieși câștigător. Am început în felul ăsta oarecum detașat, însă vreau să intrăm în profunzime, în probleme, cum se spune, și Brăila are, slavă Domnului, sau din păcate, mai degrabă, da, o grămadă de probleme. Așa că o să încep chiar cu întrebarea asta, Daniela. Care sunt principalele probleme ale județului Brăila, tu candidezi pentru o funcție de Consiliu Județean? Da. Nu avem o infrastructură rutieră foarte bună. Asta văd că se punctează foarte mult în toate zonele județului. Nu avem posibilități de dezvoltare, nu avem turism, ceea ce cred eu că este, din punctul meu de vedere, pentru mine este cel mai important lucru, pentru că turismul aduce de la sine, în timp aduce toate aceste lucruri. Dacă investești în turism, cu siguranță în timp vor veni toate lucrurile, se vor construi și se vor întoarce. E foarte interesant pentru mine să aud părerea voastră, pentru că stau de vorbă cu politicieni, dar care au deja 40-50 de ani, văd lucrurile într-un fel. Daniela, pentru cei care ne privesc, trebuie să spunem, are 24 de ani, dacă nu mă înșel, 25. Este 25, mulți înainte. Mulțumesc. Este studentă. Tu, Adrian, ai 33 de ani, vârsta cristică, da, cum se spune. Te întreb și pe tine, care sunt, din punctul tău de vedere, problemele municipiului Brăila, dar și ale județului, până la urmă? Încep întâi cu o completare la problemele județene, pentru că municipiul Brăila, sau cel puțin pe partea de turism, a avut un conflict în administrația PSD legat de stațiunea Lacustoraș, de importanța acestei stațiuni. Și pentru municipiul Brăila este foarte important turismul. Aici ne putem mândri cu o perlă, avem cel mai mare centru istoric, dacă nu, cred că cel mai mare centru istoric din România, și nu-l punem deloc în valoare. Nici nu am reușit să facem o asociere pentru stațiunea Lacustărat cu OAT Chiscan și cu Consiliul Județean. Nu au reușit cei din PSD, pentru că, să nu uităm, la Consiliul Județean au președinte cei de la PSD, primarul de la Brăila este PSD-ist, cel de la Chiscan la fel, și nu s-au pus de acord în a iniția această asociere tocmai pentru a dezvolta această stațiune. Consider în continuare că
turismul sau Brăila are un mare potențial turistic, mai ales că mai în glumă, mai în serios, să știți că lucrurile chiar se întâmplă de genul ăsta, te duci ori la Băile Herculane, ori la mare și aștept să iei nămol și spun stați că dăm nămol de la Brăila. Păi plec de la Brăila la Băile Herculane să mă tratez cu nămol de Lacul Sărat. Potențial există. Trebuie să și dorești să faci lucrurile acestea și să nu pui ambițiile tale personale, tale ca partid și ale tale ca individ, ca om care conduce, mai presus de ceea ce se poate dezvolta. Și cred că ăsta este un mare minus și un mare obstacol pe care l-a avut Brăila, atât ca municipiu, cât și ca județ, în a se dezvolta. Prea mult am rămas prizonieri, așa, niște ambiții personale, prostești le numesc eu. A nu ne asocia cu... Pentru că nu este 100% cum vreau eu. Dacă tu ești de la PNL și ai venit cu un proiect, dar dacă îl fac și ești tu bine, scade un sondaj sau lumea spune da, că... Da, e vorba doar despre orgolii, că ceea ce îmi spui pare a fi vorba despre orgolii. E vorba doar despre orgoliu sau e mai mult de atât? Adică toată stagnarea asta și subdezvoltarea județului Brăila în fond se datorează unor orgolii prostești și doar atât? Sau e, nu știu... Dacă eu o spun cât se poate de asumat. Da, sunt 100% convins că principalul motiv este acela al orgoliului. După care al... cunoștințelor, bagajul de cunoștințe pe care le ai să poți dezvolta un oraș și un județ. Dar cel puțin din calitatea unui consilier aflat în opoziție, m-am lovit foarte, foarte mult de această atitudine totală în dezacord cu ceea ce spune opoziția, nu neapărat cu ceea ce spune Partidul Național Liberal. Pentru că coincidența face acum că Lucian Căprăriu, care este coleg cu mine în Consiliul Local, este candidatul pe care Partidul Național Liberal îl susține la primăria municipiului Brăila. Însă, inclusiv proiectele pe care el a încercat să le susțină... Pe vremea când nu era nu avea o alianță exact, cu PNL. Când era consilier independent. La fel, nu au trecut, tocmai din simplu fapt că sunt proiecte pe care opoziția le-a inițiat și nu respectă întru totul ceea ce vor cei de la PSD. Pentru că, din păcate, la alegerile din 2016, electoratul a votat într-un mod, poate ne-a și... să spun așa, ne-a urecheat, nu am fost destul de atenți, nu am venit cu un program cât se poate de ferm și cei de la PSD au majoritatea absolută, adică doar ei, cei de la PSD, au 50%. Dar și au defilat, să zic cumva, nemai ținând cont de vreo altă dorință. Legat de ce spuneai tu, mi-amintesc că am văzut în presă zilele trecute un subiect, că proiecte ale Partidului Național Liberal din urmă cu 10 ani au ajuns acum să fie propuse de primarul Marian Dragomir. Mă refer la povestea cu proiectele pentru case puse la dispoziție gratuit și am văzut și replica lui Alexandru Dănăilă pe această temă. Revin un pic la ideea asta cu tinerii, pentru că tot ceea ce văd și am discutat asta și cu domnul Marian Căpățână, am discutat asta și cu politicieni din USR la această masă, tot ce văd legat de tineri în Brăila este dorința lor de a pleca din acest oraș. Am prieteni în București care au învățat foarte bine și îmi spuneau Marian, eu am învățat foarte bine la școală, fiindcă tot ce visam era să părăsesc Brăila și era cea mai sigură cale. Dacă învăț bine, o să iau note mari la examenele la facultate și nu mă mai întorc în veci în Brăila sau vin doar în vizită. De ce oameni ca voi au rămas aici? Din ce am citit într-un interviu, Daniela, tu la un moment dat ai plecat inclusiv din țară și ai ales să te întorci. De ce te întorci? De ce te-ai întors? De ce rămâi în Brăila? Eu îmi doresc foarte mult ca orașul în care am crescut, m-am născut și am crescut, să ajungă măcar la jumătate din ce se vede în afara graniței României, granițelor României. Și cred că putem, în primul rând putem, sunt atât de multe dovezi că se poate în orașe care au fost subdezvoltate, județe care au fost subdezvoltate și s-a putut cu o administrație bună și foarte bună, s-a putut să se transforme, să ajungă la standarde europene. Am plecat, am acumulat experiență și cred că adiția mea la Consiliul Județean va face o diferență, pentru că poate noi nu suntem, poate nu avem experiență, dar suntem pregătiți și vom întineri oarecum mentalitatea Consiliului Județean și vom veni cu multe proiecte care să ajute tinerii și să ajute tinerii să-și dorească, în primul rând, să rămână în Brăila. Dar trebuie să avem
ce să le oferim în primul rând ca să își dorească acest lucru. Aș vrea să privim lucrurile mai concret, că altfel o să spună lumea să uită la noi și sigur au venit niște tineri, vorbesc foarte frumos, sunt tineri, arată într-un fel. Hai să vedem la modul concret. Voi ați venit sau veniți în această campanie cu niște proiecte. Am citit niște interviuri în ziar, în cotidianul Obiectiv, dar cred că au apărut și în alte ziare locale. Care sunt proiectele voastre? Tu, de fapt, ce îți propui să faci din funcția de consilier județean? Proiectul meu, numărul 1, primul proiect la care m-am gândit că ar putea fi foarte benefic pentru tineri, este înființarea unei noi secții la Facultatea de Inginerie, pe specializare de matematică informatică, pentru că tinerii noștri, liceenii brăileni, sunt foarte deștepți, nu deștepți, foarte deștepți. Noi avem o resursă fantastică și cred că dacă le-am oferi posibilitatea de a rămâne aici, să exceleze la facultate, cred că ar rămâne, pentru că și noi avem în organizație de tineret, avem tineri care pleacă la Galați, de exemplu, și fac acolo naveta. Și, într-adevăr, este un... pentru părinți, de exemplu, este un... este o greutate și îi fac niște compromisuri ca... Da, și e dificil și din punct de vedere financiar, până la urmă. Exact. Uh-huh. Și noi, echipa și eu, m-am gândit că dacă le-am oferi condiția, dacă le-am oferi posibilitatea de a rămâne aici, le-am oferi și un ajutor în bani cu condiția de a se angaja în Brăila după terminarea facultății, cred că această ofertă pe care o aducem, cred că este foarte interesantă și eu, din postura mea de elev în clasa 12-a, la liceul la care am terminat tot matematică informatică, cred că m-aș fi gândit foarte bine la această posibilitate. Am înțeles. Adrian, e rândul tău, dar desigur, putem, cred că în cazul tău am sărit peste problemele municipiului Brăila, am început să vorbim despre ele, dar cred că sunt mult mai multe. Așa că dacă îți doresc să revii aici, te rog. Vreau să fac o completare tot la ce a spus Daniela. Anul acesta am venit cu proiecte pe care le-am văzut funcționând. Nu sunt doar simple idei pe care le-am gândit într-o noapte. Păi cum ar suna bine în campanie? Să facem, să dregem, așa ar da bine. Nu, sunt proiecte, inclusiv proiectul Daniel este un proiect care în alte județe funcționează. Inclusiv proiectul meu este unul pe care l-am văzut funcționând, e pus în practică în alte județe, în alte municipii. Tocmai asta vreau să vă spun că întreaga echipă, atât la Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean, întreaga echipă are proiecte care au o dovadă practică. Că au fost eficiente și că sunt eficiente în continuare. Pentru că vreau acest lucru să îl știe toți alegătorii, în primul rând, și toți cetățenii, că nu venim cu povești, că sună bine. Este un lucru pe care, de ce am vrut să spun acest lucru? Pentru că în campanie, mergând pe stradă, a trebuit să exemplific acest lucru. Oamenii cetățeni de rând s-au săturat de povești. Lasă, faceți, dregi, m-am săturat, că tot spuneți că o să faceți. Dovada este, uitați-vă acolo, sunt informații publice, pot verifica. Funcționează acolo, deci se poate, putem și noi, dacă se dorește. Noi avem această dorință, vrem să implementăm aceste proiecte și printr-o majoritate în Consiliul Local și în Consiliul Județean și prin atât președinția Consiliului Județean și primăria municipiului Brăila, dorim să ne ducem aceste proiecte la bun sfârșit, să nu rămână doar niște idei bune pe un pliant într-o campanie. Și acum revenind la tema mea, să zic așa, la proiectul meu. Tinerii pleacă din Brăila și dintr-un alt aspect, dintr-un alt motiv. Eu îl numesc standard de viață. Sunt tineri care poate au trecut de perioada anilor de 20 de ani, au ajuns la 30, 30 ceva de ani și spun: băi, e prea plictisitoare Brăila. Băi, n-aș mai vrea să stau, mă, satur, nu am condiții nici la spital, n-am unde să mă plimb, n-am o zonă de promenadă ca lumea, cum văd în alte părți. Nu, simt că nu am tot ce trebuie și pleacă pentru că nu au condiții. Și acesta fiind un motiv pentru care eu am zis că trebuie neapărat făcut ceva cu zona centrului istoric și mai ales cu principala arteră comercială din istoria Brăilei, mă refer la fosta stradă regală, actuală strada Mihai Eminescu. Pentru că aceea era o stradă pe care atât bunicii mei cât și părinții mei îmi spuneau că acolo te duceai, era spuma Brăilei, aveai ce să faci, o zonă de promenadă. Din păcate, astăzi este o zonă doar de tranzit între
fostul magazin Dunărea și Piața Traian. Atât. Este o zonă doar de tranzit, că scurtează un traseu. Iar proiectul meu este unul de a revitaliza acea zonă și nu pe degeaba l-am numit strada Mihai Eminescu carte de vizită a orașului. Consider că centrul istoric sau principala stradă este ca o carte de vizită pentru fiecare oraș. Recunosc și de aceea spun că este un proiect pus în practică, existent deja. M-am inspirat 100% din proiectul pe care l-a făcut domnul Ilie Bolojan și din cum arată centrul istoric la Oradea. Vorbim despre primarul municipiului Oradea. Și actualmente candidat la Consiliul Județean. Exact. Și cum a reușit, adevărat nu într-un an, dar plecând de undeva, cum a reușit să construiască, cred că, cel mai frumos centru istoric din România. Și am spus, băi, dacă acolo se poate, de ce nu se poate și la noi? Ne-am tot, politicienii au așa, cu toate că suntem politicieni, cei vechi au așa au o problemă, tot încearcă să reinventeze roata. Bă, nu mai reinventa, au gândit-o unii, aia este, iau-o ca atare. De ce să încerc altceva când pot să iau ceva bun și să adaptez? Iar legat de problemele noastre în acea zonă, am, să zic așa, am cuantificat două probleme severe. Una este faptul că în acea zonă sunt foarte multe locuințe sociale. În centrul istoric avem foarte mulți oameni care locuiesc în acele clădiri foarte frumoase și de acei oameni trebuie să avem grijă, dar prin construcția unor noi blocuri de locuințe sociale să îi relocăm, să îi mutăm în altă parte, în condiții decente. Ei sunt chiriașii primăriei. Chiriașii primăriei, da. Sunt primăriei. Nu vorbim despre expropriere acum. Nu. Corect, bine spus. În clădirile de patrimoniu ale primăriei municipiului Brăila, să îi mutăm în alte, să construim chiar de la zero clădiri pentru locuințe sociale, iar din acele clădiri să facem o reconversie astfel încât acelea să aibă o destinație pentru alimentație publică, pentru comerț, pentru galerii de artă, spații expoziționale și tot ceea ce ar trebui să fie pe o arteră principală, astfel încât să te atragă, să te duci acolo, să te plimbi, să stai și, revenind un pic la ceea ce spunea Daniela legat de turism, să poți atrage turiști sau oameni care, chiar dacă sunt în tranzit în Brăila, să se oprească undeva, să spună, băi, vreau să mă opresc pe Republica, am auzit de strada lor, de fosta regală, vreau să mă duc acolo că am ce să fac. Iar a doua problemă identificată este cu proprietarii privați de clădiri de pe strada Republicii. Și aici domnul primar Dragomir, cu toate că ceea ce vă spun acum i-a mai expus odată în Consiliul Local, dumnealui a început cu sfârșitul, cu coada. Eu înțeleg că poți să moștenești, poți să cumperi la un moment dat, poți să ai o situație în care nu-ți mai permiți să poți întreține sau să poți face o fațadă frumoasă unei clădiri emblematice și avea nevoie de un sprijin. Primăria, tocmai pentru a crea o privire este frumoasă, să fie o arhitectură unitară pe toată strada, poate acorda credite proprietarilor privați de clădiri de pe strada Republicii și din întreg centrul istoric pentru reabilitarea fațadelor de clădiri cu un credit exclusiv, fără dobândă, rambursabil, într-un timp rezonabil. Eu am spus în termen de 5 ani, acest lucru funcționând de altfel în municipiul Oradea. Și dacă nici atunci când îți ofer toate pârghile să poți să îți obții finanțarea și să-ți reabilitezi fațada, nu dorești, atunci pot înțelege că este o rea intenție, o rea voință din partea ta și te amendez în ideea în care se amendează astăzi prin impozitarea cu 500% a celor care dețin clădiri în centrul istoric și nu au o fațadă reabilitată. În momentul de față se întâmplă lucrul ăsta la Brăila, da? Așa, doar amenda. Uh-huh. Nu ai reabilitată clădirea, vin cei de la poliția locală, din cadrul primăriei, au constatat și îți măresc impozitul. La Oradea s-a făcut altfel. Întâi le-au dat toate pârghile necesare, facilitățile, după care, dacă nu faci, eu ți-am oferit, atunci te amendez prin supraimpozitare. La noi s-a început cu sfârșitul. Te impozitez și descurcă-te. Păi, oricum știi că sunt într-o situație. Ajută-mă cumva. Pentru că noi uităm un lucru. Și de multe ori se uită un lucru principal. Administrația locală, întreaga administrație locală, este 100% în interesul și este acolo pentru a face serviciile în folosul cetățeanului. Nu ca cetățeanul să se roage sau să se chinuie, să obțină tot felul de acorduri, îndrumări și așa mai departe din partea administrației. Bine, dar asta este o problemă de mentalitate care va fi foarte greu de scos din mintea funcționarilor
brăileni, cred. A spus foarte bine, a funcționarilor brăileni. Nu context când că în primăria, cât și în Consiliul Județean, sunt funcționari care muncesc pe rupte și chiar încearcă să-și aducă aportul la maxim, să facă tot ce pot. Sunt ferm convins, i-am cunoscut. Însă nu toți. Și poate că unii dintre ei nu fac lucrul ăsta pentru că așa li se, ierarhii vorbind, dacă de la primar primești sau se vede o atitudine astfel, o atitudine ranchiunoasă la adresa tuturor celor care nu respectă întru totul ideea lui, atunci, ideea primarului, atunci spun și ceilalți, păi dacă, pe principiu, dacă șeful nu vrea, de ce să mă chinui, mai împun și rele cu șeful? E o mentalitate, ne convine, nu ne convine, asta e realitatea în care trăim. Ne lovim cu toți ideea. Și dacă în alte orașe ai văzut că se poate, dacă treci Carpații și vezi că e o altă Românie, o altă țară în interiorul României, măi, de ce nu se poate? Chiar munții ăștia fac așa o barieră și nu se poate acea mentalitate transfera și către noi? Eu cred că se poate. Da, așa am sperat și o multă vreme. Am lucrat în redacția unui ziar chiar pe Mihai Eminescu și am văzut strada aia crescând, renăscând și murind subit de la an la an. A fost în vremea mandatului Constantin Cibu un proiect de reabilitare. Atunci singurul a fost proiect de reabilitare. A fost refăcut pavajul și așa mai departe. Acum văd copaci crescând pe hotelul Pescăruș, spre exemplu. Da, crezi că se poate schimba ceva în Brăila? Tu chiar crezi că se poate? Cum funcționau lucrurile, nu știu, în Marea Britanie? Știu că ai făcut politică și acolo. Poți să ne spui ceva despre experiența asta, ce ai făcut de fapt, unde ai lucrat? Ca și idee, colegul meu spunea despre mentalitate. Mentalitatea este total diferită. Oamenii sunt deschiși către dezvoltare și către schimbare și cred că ăsta este cel mai important lucru, pentru că dacă nu-ți dorești să schimbi ceva și să trăiești tu personal, să trăiești într-un loc mai bun, atunci nu văd de ce mai lupți, de ce mai ești în politică. Dacă nu-ți dorești, eu vreau să ies pe stradă, să mă plimb, plăcere, nu să văd toate gunoaiele la primul pas, să mai merg doi pași, să cad într-o groapă, la propriu, pentru că chiar este incredibil că nu am putut face de atâția ani ceva, pentru că mi-aduc aminte și crescând în Brăila, mi-aduc aminte că aveam mai mare plăcere, dar la un moment dat n-a mai fost nimic de descoperit, n-a mai fost nimic de văzut, practic m-am plictisit și la 18 ani abia așteptam să termin liceul și să mă duc să plec la facultate. Și în Marea Britanie nu putem, momentan nici nu putem să comparăm Brăila cu vreun oraș mic, măcar din Marea Britanie, pentru că acolo, în primul rând, cetățenii sunt implicați, cetățenii votează, marea majoritate, și ei chiar stau și analizează toate lucrurile oferite de politicieni și iau decizia care li se pare lor cea mai bună. Nu mă gândesc că votez cu PNL, că votez cu PNL pentru că mi-oferă ceva. Îmi oferă posibilitate de schimbare și mi-oferă un viitor în timp, îmi oferă un viitor mult mai bun și Dar spune-mi ceva. În Marea Britanie, senzația mea de om care privește lucrurile la depărtare, la fel ca în alte țări din Occident, îmi închipui sau cred sau bănuiesc că conexiunea aceasta dintre politicieni și alegători este mult mai strânsă, adică oamenii chiar au o relație, vin la cabinetul politicianului, stau de vorbă, vin cu proiecte, sună clopoțelul. Da, pentru că sunt politicienii sunt în primul rând interesați de nevoile cetățenilor care îi votează. Nu mi s-a stricat un bec pe stradă, vin și spun și el îmi rezolvă problema într-o zi, două, pentru că asta este ceea ce un politician trebuie să fie. Trebuie să fie reprezentantul cetățeanului într-o, indiferent că e Consiliul Local, Consiliul Județean, Parlament sau Senat. Trebuie să fie reprezentantul lui personal în marile administrații. Da, cred că aici avem foarte, foarte mult de recuperat și va fi dificil de recuperat. Și să înțelegem noi, oamenii, cetățenii, că oamenii ăștia pe care îi votăm sunt de fapt în slujba noastră, e și asta o provocare, și politicienii să înțeleagă că, da, eu trebuie să țin o legătură strânsă cu alegătorii și trebuie să le rezolv problemele. Eu cred că în momentul de față, mai ales prin faptul că ne aflăm în era tehnologiei,
de informație ajunge mult mai repede la cetățean și pe un telefon vezi în timp real tot ceea ce se întâmplă, nu mai spun de calculator și așa mai departe. Eu și din ieșitul pe stradă am observat că oamenii sunt din ce în ce mai informați. Nu mai merge, și ăsta este un lucru foarte bun, pe care eu îl consider o mare șansă ca Brăila, brăilenii, să nu neapărat să voteze altceva, dar să voteze în cunoștință de cauză, să nu mai voteze povești, cum am spus și la început. Și prin acest aspect, eu vreau să le spun oamenilor un singur lucru. Informațiile sunt publice, pe peste tot. Să se informeze. Orice slogan dintr-un pliant, să citească un pic despre el, că există materiale peste tot, iar în cabina de vot să ia decizia sau într-o întâlnire cu vreun politician să-i spună toate problemele pe care le-a întâmpinat, lucru cu care de altfel m-am confruntat și eu într-o dezbatere cu diversi cetățeni pe stradă, și în cabina de vot să nu voteze doar după simplul fapt că și cu aia tot așa. Să voteze ceea ce el, ca persoană, a crezut cel mai mult într-un dialog cu unul dintre politicieni, dacă sunt de la partide diferite. Pentru că am făcut, de-a lungul timpului, de când sunt consilier local, am făcut multe audiențe, foarte multe audiențe, chiar mai multe decât a făcut domnul primar și domnul președinte al Consiliului Județean, la care informații, vreau să le verificați, că au făcut foarte puține, că sunt publice. Doar într-una cu președintele Consiliului Județean a avut 8 audiențe. Dacă ai doar 8 ca un președinte, înseamnă că nu că ai fost tu foarte ocupat, ci că oamenii știu că la tine nu e nicio soluție. 8 audiențe în 4 ani? Nu, într-un an de zile. Într-un an de zile a avut 8 audiențe. Credeți-mă că am avut foarte multe. An de zile cred că am depășit 100 și ceva de audiențe. Și sunt probleme pe care nu pot să le gestionez, nu țin de mine, încerc să îndrept omul unde se poate. Sunt probleme pe care nu am putut să le rezolv pentru că m-am lovit de această, ce am spus la început, de această atitudine a aparatului administrativ, al primarului, Consiliului Județean, al Consiliului Local. Dom'le, e problema ta, nu rezolvăm, că vine de la PNL problema asta. Nu contează că în spate e un cetățean. Sunt inclusiv oameni care au venit, dom'le, la PSD, nu m-a ajutat nimeni, m-a băgat în seama, vin la dumneavoastră, m-a ajutat și pe mine, eu sunt cu PSD-ul, da. Gândiți, dom'le, cu aceea, încerc să vă rezolv. Poate prin modul cum încerc să vă ajut și iau problema dumneavoastră și încerc să o rezolv, poate cumva vă demonstrez că noi suntem mai buni, suntem altfel. Și sunt unii oameni care au spus, vă mulțumesc. Măcar m-ați ascultat și mi-a spus până unde puteți. Nu m-ați dus cu zahărelul, stați un pic, că vă ajutăm noi, dar nu știm când. Oamenii nu mai vor povești. Simt asta și mă bucur că simt asta, că oamenii s-au săturat, da, s-au săturat de clasa politică. Pentru că s-au săturat de ea într-un mod. Toți spun, toate partidele spun lucrul ăsta și toți oamenii spun lucrul ăsta. Vrem altceva. Dacă vrem altceva, vrem o altă atitudine. Vreau să punem punct pentru o perioadă de timp, luăm o scurtă pauză publicitară cu această idee și apoi revenim în studio. Ne întoarcem. Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile se fac în perioada 3-11 septembrie pentru licență, 5-15 septembrie pentru masterat, 21-28 septembrie pentru doctorat și 3-16 septembrie pentru formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Locuri disponibile. Licență zi 2037 de locuri, masterat 2158 de locuri, doctorat 145 de locuri. Învățământ la distanță 75 de locuri, învățământ cu frecvență redusă 60 de locuri. Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare. La unele facultăți se susțin și probe de concurs. Înscrierile se pot face atât fizic la sediul fiecărei facultăți, cât și online pe platforma admitere.ugal.ro. În septembrie îți programezi viitorul la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Asociația Tehnopol Galați, Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Agenția de Dezvoltare Marea Neagră Est, Centrul de Business Cahul și Camera Regională de Comerț și Industrie Micolaiv au demarat proiectul Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și Sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre. Principalele activități ale parteneriatului prevăd înființarea și funcționarea rețelei de producători apicoli în Bazinul Mării Negre, consiliere, consultanță, training și transfer de cunoștințe la nivelul întregii rețele, asigurarea
asigurarea vizibilității producătorilor apicoli prin organizarea de târguri, festivaluri, conferințe și campanii de conștientizare, management de proiect și comunicare. Toate activitățile vor fi implementate în regiuni din România, Bulgaria, Turcia, Moldova și Ucraina pe o perioadă de 24 de luni. Creșterea comerțului și modernizarea apiculturii și sectoarelor conexe în bazinul Mării Negre, un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre. Servicii profesionale de curățenie prin Eurotopserv Galați. Eurotopserv, firmă specializată pentru curățenia spațiului tău. Indiferent că vorbim despre birouri, spații de producție, instituții sau despre apartamente, Eurotopserv oferă servicii de curățenie generală folosind personal profesionist, tehnologie de ultimă generație și soluții ecologice. Firma asigură prestarea de servicii atât în Galați cât și în Brăila. Servicii profesionale de curățenie prin Eurotopserv. Bună seara, am revenit la Reperul TV cu Adrian Tabarac și Daniela Pascale de la Partidul Național Liberal. Adrian Tabarac este președintele organizației municipale, dacă nu mă înșel, la PNL și a condus o perioadă organizația de tineret. Daniela Pascale, la rândul ei, a preluat mandatul de la domnul Tabarac și conduce organizația de tineret a Partidului Național Liberal. Încă vorbim că nu avem cum despre problemele Brăilei și vreau să vă spun eu câteva, pentru că le știu nu numai din presă, dar se văd în diferențele între Brăila și alte orașe. Brăila este pe ultimul sau penultimul loc la atragerea de fonduri europene. Asta e o problemă. O altă este că județul Brăila este cel mai îmbătrânit județ din țară. O altă problemă este că suntem total rupți de restul țării. Nu suntem legați la autostradă, nu avem un aeroport aici. O a patra problemă este faptul că, deși ne aflăm atât de aproape la Galați, nu avem nicio colaborare notabilă între Brăila și Galați. De parcă am fi la sute de kilometri diferență, deși suntem a doua mare aglomerare urbană după București. Iar a cincea problemă care îmi vine în minte este faptul că avem printre, cred că, cel mai mare preț la apă din România, sau suntem pe acolo. Hai să vedem și soluții la problemele astea, că dacă tot candidați, aș vrea să vedem și soluții. Cum rezolvăm parte din aceste probleme, domnule Tabarac? Ca să luăm cu prima, legat de fonduri europene, am fost siderat de răspunsul domnului primar când i-am atras atenția în fiecare an legat de câte fonduri europene, de procentul de absorbție a fondurilor europene pe care l-a luat primăria municipiului Brăila. Din 2016 până în prezent, o să fac așa pe scurt vă spun, în 2016 am avut o corecție la fonduri europene, deci ni s-au luat niște bani, minus 15% de cât ne-am prognozat. În 2017 am avut absorpție fonduri europene 0%, sunt date oficiale din execuția bugetară, care ne este prezentată publică la final de an. Deci în 2017 din cât ne-am prognozat, am atras 0%. În 2018 ne-am forțat un pic și am luat 0,03% din cât ne-am prognozat, iar în 2019, cu niște cârcei la când ne-am încordat, am luat 0,36%. O rușine. Nici măcar 1% din cât ne-am prognozat. Cine e vinovat pentru povestea asta? Pentru că, dincolo de faptul că sună cumva fonduri europene, niște bani, nu, dar asta înseamnă, de fapt, dezvoltarea. Asta înseamnă mărirea decalajului între Brăila și alte orașe. Citez acum din domnul primar, încercând să aflu care este cauza pentru care noi nu am atras din cât ne-am prognozat. Am spus, ne-am făcut proiecte de sute de milioane de euro, dar n-am luat niciun bani din ei. Care este problema? Exact cum este scris și în execuția bugetară și domnul primar, citez, ghidurile au fost modificate de mai multe ori și noi a trebuit să refacem toate procedurile. Dar ghidurile acestea sunt doar pentru Brăila sau cum? Acest aspect l-am atras și eu. Doar la Brăila am stat pe loc și doar pentru Brăila s-au modificat, adică cei din Cluj, din Oradea, de fapt, nu mai spun în zona aia, nu mai spun de Ardeal, că acolo e altă ligă. Acolo noi doar ne uităm la ei ca la niște icoane. În partea noastră. Galați. E dat exemplu de Galați, unde este o primărie PSD, adică, da, e altceva, la Vrancea, la fel, în Focșani, la Buzău, doar dacă aici se poate, adică noi de ce nu? Pentru 2020, ținând cont în contextul pandemiei, n-are rost
spun câte fonduri europene vom lua. Căde. Este situația care este. Dar dacă tu în timp din 3 ani, cu guvernul tău, cu, de fapt cu guvernele tale, cu toate guvernele PSD, cu o majoritate și în Consiliul Local, premier PSD pentru un premier PSD brăilean într-o perioadă, nu ai reușit să atragi nici măcar 1% din cât ți-ai propus, consider că este o mare problemă a ta ca primar, ca modalitate de a implementa proiectele și cât anume din acele proiecte chiar vrei să le faci. Sau sunt doar proiecte pe care e bine să le prinzi în buget, dar dacă le faci cu bani europeni, nu mai poți să le faci cu firmele de casă, nu mai poți să mai aranjezi cu cât să facem, cât e prețul la asfalt, cât e prețul la, nu știu, borduș și mai departe. Pentru că Uniunea Europeană îți cere niște standarde, îți cere niște prețuri și niște altceva. Licitații corecte. Și niște licitații corecte, nu? Exact. Că altfel pățești ca la Bulevardul Dorobanți, unde dai banii înapoi pentru exact. Că ai aranjat niște licitații, nu? Istoria ne arată că avem astfel de probleme și că eu nu pot decât, văzând ce a fost în urmă, să cred că acum trebuie doar să prindem aceste proiecte în buget, dar să ne ocupăm de ele. Da, haideți să vedem, da, eu am înțeles, asta e problema. Am înțeles și cumva cine se face vinovat, dar ce soluție are PNL pentru povestea asta? Că altfel rămâne o poveste. Toate proiectele care au axe de finanțare deschise, absolut toate proiectele, din prima fază să fie făcute cu fonduri europene. Și noi am venit așa, există proiect pentru reabilitarea fațadelor blocurilor. Dar are Partidul Național Liberal oameni specialiști care să scrie aceste proiecte? Că eu mi-am că e vorba și despre incompetență în actualul aparat, că nu, poate nu au oameni care să știe să scrie proiecte. Eu vă dau un exemplu, cel puțin, din lista din consilieri, doar un exemplu vă dau, nu că ar fi singur, vă dau cel puțin un exemplu din lista de consilieri locali. Vă dau exemplu domnului Florin Gheorghiță, care este un om care cu asta, despre asta, cu asta se ocupă, asta face. Tot ce ține de fonduri europene, de proiecte, de modernizare, digitalizare, smart city și așa mai departe. Avem oameni pe fiecare domeniu. Putem să ne implementăm proiectele luând proiecte, cum am spus și eu, proiecte care au fost bune în alte județe, adaptându-le pentru municipiul Brăila și să le implementăm tot cu fonduri europene într-un mandat. Adică să nu stăm 4 ani cu studii, studii și rămânem cu studiile. Doar cu dosare de studii. Mai sunt alte proiecte, spre exemplu, tot transportul public local, noi am venit 2 ani la rând cu un proiect în Consiliul Local legat de modernizarea transportului public local printr-un proiect integrat, transport electric total, un proiect european cu fonduri europene, cu o cofinanțare de la Consiliul Local, dar însă mai mică, un proiect pe 7 ani ca finanțare. Domnul primar a spus prima că este un proiect ilegal, că nu este un proiect bun, nu gândiți bine, ne-a venit cu niște sume care erau de fapt sumele pe care trebuia dumneavoastră să le cheltuiască și că nu e fezabil. Și avem un proiect local, plătim inclusiv anul ăsta, mai avem 1.500.000 de lei de plătit o altă rată la autobuzele, celebrele autobuze turcești, care au devenit virale pe internet pentru căzut roți, uși deschise, aruncat călători în mers din ele, fum și așa mai departe. Despre asta este vorba. Poți avea soluții, poți accesa fonduri europene cum au accesat alte municipii pentru transportul public local, că este un serviciu de utilitate publică, un serviciu care implică foarte mulți, de care beneficiază foarte multe persoane și tu de fapt faci la bani la bugetul local un transport local care are o calitate precară și care din contră te mai și costă întreținerea lor, deși ele sunt în garanție și contractul a fost făcut prost sau bun, depinde din ce parte privești. O parte importantă legată de dezvoltarea Brăilei ține și de dezvoltarea județului Brăila. Și acolo se poate lucra cu fonduri europene. O să întreb și pe candidata la o funcție de consilier județean, pe Daniela Pascale, dacă are Brăila specialiști pentru județ, dacă are primari care sunt în stare să scrie proiecte, dacă poate face ceva și pentru județ, că ne-am obișnuit cumva să uităm de satele Bărăganului, să le lăsăm într-o uitare totală. Noi nu avem nevoie, noi avem cartea deja de vizită a primarilor noștri liberali, să ne uităm la Tichilești sau la Mircea Vodă sau la Gradiștea, de exemplu, unde domnul primar a înființat o școală profesională și să vedem acolo, s-a putut reabilita toată comuna, s-a putut pune asfalt, s-au putut construi școli, grădinițe și să comparăm cu Ulmu, Dudești, Făurei, Chiscani, care sunt
practic uitate mai mult sau mai puțin de primari și interesele lor personale primează și nu se gândesc la locuitorii comunei lor să facă ceea ce le trebuie și le este necesar lor. Și cred că asta este cartea de vizită cea mai bună, faptul că avem oameni, avem primari și avem candidați la primărie profesioniști care își doresc schimbarea în comuna lor și își doresc să aducă, de exemplu, gaze, care în mare parte a județului nu sunt. Își doresc minimul măcar să aibă iluminat public, să aibă apă potabilă, să aibă asfalt, să nu aibă drumuri pietruite, pentru că sunt comune în județul Brăila unde efectiv abia poți merge cu mașina pentru că îți strici mașina, este sub orice critică și sunt posibilități și avem primari care au implementat 10 de proiecte în 4 ani de zile, sute de proiecte într-un mandat de 8 sau 12 ani și încă mai găsesc lucruri de făcut și încă mai găsesc metode de dezvoltare și cred că asta înseamnă să fii primar, să-ți pese de locuitorii comunei tale și să-ți pese să le oferi cele mai bune condiții și să le placă să locuiască acolo, să le placă să vină cu nepoții, cu copiii și să se bucure, practic, că sunt acolo. Am înțeles. Vreau să dau un exemplu. V-am dat un exemplu de pe lista de consilieri locale. Vă dau un exemplu iar de ce înseamnă candidați, persoane pe care le avem pe lista de consilieri județeni data asta. Vă dau doar un exemplu de oameni care au demonstrat că pot. Dacă au demonstrat ei în privat, pot ajuta și s-au implicat acum pentru a demonstra acest lucru și pentru comunitatea lor. Că este tot tânăr, e doar un așa, o coincidență că este tânăr, mă refer la Alexandru Popa, care este candidat pe lista de consilieri județeni și numai pentru mediul privat, având afaceri în domeniul privat, el a obținut fonduri europene de peste 10 milioane de euro. Deci dacă a putut așa, clar, are toate cunoștințele necesare ca să poată ajuta județul Brăila, comunele din județul Brăila, să poată atrage fonduri europene. Deci avem oameni care au demonstrat că pot. Și de aici eu cred că avem o listă, este doar un exemplu, că avem o listă de oameni care pot ajuta, nu înseamnă că noi deținem adevărul absolut și suntem atotștiutori, dar putem veni cu un bagaj de cunoștințe pe un domeniu, cu o experiență anume și să aducem un plus valoare la tot ce este necesar pentru a veni cu fonduri, proiecte concrete și bine construite. Hai să ne întoarcem la lista pe care am făcut-o eu la după pauză, că am enumerat o serie de probleme. Mai era una cu apa de ploaie. Cred că toată lumea, dacă mă întâlnesc cu cineva în Brăila și discut despre ce nemulțumiri mai are, îmi spune că, băi, factura la apă este îngrozitoare. Cât plătești la București? Și spun cât plătesc și își pune mâinile în cap. Pentru că apa la București e mai ieftină decât cea de la Brăila. Cum se poate când avem Dunărea aici? Din păcate, da. Este cea mai scumpă apă potabilă din Brăila Brăila plătește, de fapt, cel mai scump tarif, ținând cont că are o apă curgătoare pe lângă. Nu avem puțuri forate, cum sunt alte părți, unde plătesc scump, că forează și așa mai departe. Lucrul ăsta, eu consider că este intenționat ținut așa, inclusiv anul trecut, dacă nu mă înșel, în Consiliul Local, anul acesta, pardon, în Consiliul Local, am avut un proiect prin care cei de la CUP Dunărea urmau să își extindă sistemul de apă și de canalizare și ne promiteau că în următorii 4 ani nu vor scumpi apa, însă și domnul primar a ținut să introducă în Consiliul Local un grafic de scumpire a apei potabile și a canalizării. Deci oamenii vor ajunge să plătească dublu peste 4 ani față de cât plătesc acum. Este un grafic pe care doar verbal domnul primar ne-a comunicat că... Adică, stai să înțeleg, este o hotărâre. Se va dubla prețul apei în 4 ani, asta ne spui? Eu spun doar atât. Cum poate fi catalogată următoarea situație? Dacă tu, director al companiei de utilități publice, vii și spui că trebuie să întreacă acest proiect în Consiliul Local și trebuie să avem, noi suntem în grafic, nu ne trebuie scumpită apa, dar trebuie să ne facem un plan tarifar. Care nu este obligatoriu, este doar opțional. Trebuie să știm cam și ce plan tarifar vom avea în următorii ani. Și tu, primar, spui, vină cu această anexă care prevede o scumpire de la an la an, deși nu este un lucru obligatoriu pentru acel proiect.
și doar tu vrei în mod expres să fie votat acel plan pe următorii 4 ani în ședința de consiliu local și când ți-a ia cuvântul și să spune, domnule, dacă nu e obligatoriu, de ce să o facem obligatorie? Dacă au nevoie de venituri suplimentare și vedem că cei de la CUP Dunărea sunt pe minus, venim cu ajustare atunci, dar haideți să nu lăsăm acest grafic. Tu, primar, spui, vă garantez eu. Eu, în cuvântul domnului primar, am încredere zero. De ce nu spui foarte clar, domnule, nu e nevoie acum, suntem pe plus, e cea mai profitabilă companie din județ. Uitați-vă pe site-urile de specializare. Să vă spun că cea mai profitabilă companie din județul Brăila este CUP Dunărea. Păi e și foarte simplu dacă nu ai concurență să fie când ești companie de stat, ești monopol și vinzi apă, nu grăunțe pentru porumbei. Cred că e foarte simplu de să ce fii trebuie cea mai profitabilă. Să mă obligi să am un plan tarifar care prevede niște scumpiri? Nu le pune și dacă nevoia o impune, situația o impune, spune, domnule, suntem pe minus, trebuie să venim cu ajutări? Da, nu e nimeni absurd să nu spune, domnule, trebuie să scumpim că s-a întâmplat X și Y. Da, domnul Mangiurea este în continuare director la CUP Dunărea? Domnul Mangiurea este în continuare director la CUP Dunărea. Este a expirat mandatul vechi... sau... Partidul Social Democrat nu cred că va dori să lase o companie atât de puternică pe mâna unui om competent, pentru că acolo, și mi-asum ceea ce spun, cei de la, de la PSD, prin CUP Dunărea, și-au angajat toți membrii partid, o jumătate din filiala Brăila este la CUP Dunărea, și prin această companie dețin controlul la toate lucrurile din Brăila. Și când avem o situație, cum a fost și acțiunea noastră de un an jumate legat de eliminarea taxei pe apa de ploaie, un lucru care atât eu cât și Daniela am strâns împreună cu celelalte organizații, el la tinere și organizația municipală, am strâns peste 15.000 de semnături ca o inițiativă civică. Au venit din partea unor oameni care au câștigat proiecte, au câștigat procese cu CUP Dunărea privind tarifarea abuzivă a apei de ploaie. Și noi am făcut acest demers, am susținut o inițiativă civică și am ajutat să strângem acele semnături necesare pentru a putea avea un proiect în Consiliul Local pentru eliminarea taxei pe apă de ploaie. Și domnul primar Dragomir nu a putut accepta, nu a putut să treacă peste faptul că 15.000 de oameni doresc acest lucru și că nu a venit la dumnealui să-i ceară în mod expres această, să spună, să-i semnalizeze acest aspect. Faptul că vine la noi, acele 15.000 de semnături au fost zero, iar în Consiliul adică local... Au fost zero în ce sens? Au fost alocate la coș? Au picat la vot și, de fapt, nu au supus proiectul la vot, pentru că au găsit 3 morți și 5 persoane care nu au domiciliu în Brăila și totuși nu este bun acest proiect. Pentru a elimina o taxă pe care dumnealui în conferință de presă spune că dorește să o elimine, pentru că public dă bine, sunt 15.000 de oameni și mai mult decât atât, că nu este un brăilean care stă la casă cel puțin, căruia să-i placă atunci când vine factura de la apă să consume 10 metri cub de apă potabilă și 12 metri cub de apă meteo, cum a fost acum. Au venit facturile pe luna august. Dar eu totuși nu înțeleg de ce plătește lumea această apă de ploaie? Care eu am stat la bloc, tot timpul nu sunt foarte familiarizat cu... O spun deschis. Pentru că așa doresc cei de la Partidul Social Democrat. Pentru că sunt o județe, sunt municipii în țară care au eliminat această taxă. Inclusiv la Craiova, la doamna Olguța Vasilescu. Sunt administrații PSD care au înțeles că, domnule, o prostie, haideți să o eliminăm. La noi sunt niște bani de mulți, sunt niște bani care vin foarte bine la această companie, astfel încât domnul Mangiurea să-și iau salariul de peste 300 de milioane pe care îl are. Și cei din Consiliul Administrației și alți angajați. Deci domnul Mangiurea... Da. Suntem pe emisiune TV. Îmi asum orice cuvânt pe care îl spun. Domnul Mangiurea spuneți că are un salariu de 300 de milioane de lei vechi, adică De lei vechi, 30.000 de lei. Exact. Noi. Și toți ceilalți care au fost angajați la CUP Dunărea sunt oameni cu care de partid. Avem și noi simpatizanți care lucrează de 15-10 ani și spun, domnule, nu, dacă nu fac carnet, mă dau afară de acolo, nu pot să mai stau, o persoană non grata. Bine, nu mai poți să vin la partid. Nu mai veni, te înțeleg, doamne ferește, ai o vârstă, ai o familie, ai o problemă acasă, trebuie să-ți câștigi pâinea. Am înțeles, nu pot, eu sunt cu voi, dar nu pot să mai fi, că acolo e al doilea set de partid, este la CUP Dunărea. Sunt lucruri reale. Sunt lucruri reale. Și asta pleacă dintr-o mentalitate. Pleacă de la ce a spus domnul Dragnea în 2017. În 2017. Facem tot ce orice este necesar pentru că putem. Așa e și la Brăila. Pentru că pot, fac absolut orice. Bine, dar mi-e închipui că și angajările astea ar trebui făcute prin niște concursuri. Nu se fac prin concursuri angajările la CUP Dunărea? E o companie de stat? Putem înființa posturi pentru plimba hârtie. Legal.
Înființăm post pentru plimbat hârtia și plimbăm hârtia, cât doriți. Păi bun. E legal, dar nu avem nevoie, nu este necesar acel post, dar îl inventăm. Îl creăm pentru că avem nevoie de cineva să plimbe hârtia, de la mine la dumneavoastră. Că nu putem la un metru, doi metri distanță. Nu putem. Nu putem, pune pe cineva. Da, eu aștept ca în România asta din secolul 21 pentru astfel de lucruri să se mai sesizeze și onor procurorii de pe lângă Brăila, Galați, de pe aici, să vadă cum se fac angajările astea, dacă se întâmplă așa cum spuneți dumneavoastră. Frustrant e un lucru, că totul pleacă din atitudinea celor care au puterea de decizie. Când, și revin la ce am spus la începutul emisiunii, când rămâi cramponat în orgolii și vrei să fie doar ca tine pentru că ai acum pâinea și cuțitul, să spun așa, în mână, nu e o atitudine corectă. Ai o responsabilitate față de toți cetățenii Brăilei și tu, din postura de primar sau din postura de președinte al Consiliului Județean, ar trebui să fii cât se poate de echilibrat și echidistant în orice măsură. Și da, ești pus de partid, da, ai o datorie morală în primul rând față de partid, dar nu să faci jocurile unui partid. Și este valabil pentru orice om politic, inclusiv dacă ar fi o problemă despre un om de la Partidul Național Liberal. Este, dacă vrem să fim sănătoși ca țară și noi ca oraș, să avem o mentalitate corectă și sănătoasă. Este valabil pentru toată lumea. Adrian Tabarac, Daniela Pascale. Mai avem 10 minute, cred, din emisiune, 9 probabil. Cred că putem să vorbim și despre alte proiecte pe care le aveți voi. În interviul despre care pomeneam un pic mai devreme, ai vorbit și despre un proiect care sună foarte bine așa pentru tine, despre un festival. Poți să spui mai multe despre asta? E posibil așa ceva în Brăila să existe? Bineînțeles că este posibil. Orice este posibil. Când am plecat la drumul acesta de a candida, mi-am întrebat prietenii. Voi, prietenii de vârsta mea, voi ce v-ați dori în Brăila? Și că tot vorbeam despre turism la începutul emisiunii, m-am gândit că un festival pentru tineri, nu exclusiv pentru tineri, pentru tineri și pentru oamenii tineri la suflet, ar fi foarte bun vis-a-vis de turism, pentru că în momentul în care se popularizează și... Acum nu vreau să fiu răutăcios, dacă n-aud, te referi la un festival de muzică și nu la Ștefan Grigoriu sau la un festival de muzică de operă, da, ci la un festival de muzică pentru tineri, cum ai zis, dar Internet, da, spuneam că nu vreau să fiu răutăcios pentru că mi-e teamă că dacă s-ar face un astfel de festival la Brăila, ar trebui să fie un festival al manelelor, pentru că specificul orașului îmbie la așa ceva. Nu, sub nicio formă. Dacă se vrea face un festival al manelelor, să... nu este proiectul meu, din păcate. Noi avem festivaluri de folclor, de jazz, de folk, de muzică ușoară. Și astea atrag o parte din tineret, dar nu marea majoritate. M-am gândit la a se numi Brăila Dream, pentru că este un vis al Brăilei, practic, este un vis pentru Brăila. Și cred că în timp ar atrage tineri din alte județe care ar mânca aici, s-ar caza aici și asta automat ar aduce fonduri la municipii și la județ. Tu te referi la un festival similar celor din Cluj, dacă nu mă știu. Da. Momentan nu putem compara, dar ne-am putea ridica măcar la... în timp ne-am putea ridica la aceeași dorință de a face un festival la fel de mare. Pentru că toate au început cu un simplu proiect scris și apoi... punând piatră cu piatră, a ajuns ceea ce este astăzi. Și eu cred că tinerii, și știu că tinerii, sunt foarte interesați de astfel de festivaluri, pentru că și eu mă duc în alte județe pentru asemenea festivaluri, la Iași, la București, la Brașov, la Cluj, chiar și la Antold. Și eu știu că și-ar dori și ar fi foarte interesați. Tinerii merg peste tot în țară, se urcă în tren, haide să mergem în weekendul ăsta la Brăila, că este un festival, se numește Brăila Dream, vin anumiți artiști și cred că ar fi foarte fain. Și asta automat ar face orașul să fie mai cunoscut în primul rând, lumea s-ar plimba pe străzi, ar descoperi arhitectura orașului, ar descoperi frumusețea orașului și în timp cred că ar aduce un beneficiu extraordinar de mare la județul și la orașul nostru. Un singur lucru vreau să mai punctez. Ceea ce se întâmplă acum în Cluj, nu știu dacă putem spune numele festivalului sau... Ba da, putem să-i spunem. Nu știu cine n-a auzit de Antold, până la urmă. A plecat de la
în sensul bun al cuvântului, de la o cașcă de nebuni care au spus hai să facem și noi un festival. Și de la, au avut și deschiderea administrației, să nu uităm că și acest aspect este foarte important, au avut deschiderea administrației, atât domnului Boc, cât și al Consiliului Județean de acolo, au finanțat și acum generează niște venituri incredibile pentru județul, întreg județul Cluj, pentru că nu mai găsești, nu că nu găsești cazare în Cluj, nu găsești în toate localitățile din prejurimile Clujului. Deci sunt niște bani, e un mod, e un business și poți atrage bani la bugetul local pentru a dezvolta alte și a crea proiecte de infrastructură sau proiecte de modernizare cu niște bani pe care nu i-ai avea prinși în mod normal, nu i-ai încasa la bugetul local. Deci se poate. Dar ce să spunem noi de că ar putea face așa ceva actuala administrație, când noi după data de 15 iunie am depus la Consiliul Local și la Consiliul Județean, am depus un proiect, o schemă de minimis, pe care chiar Cătălin Boboc, când era prefect, a dat această informație și către primarul și președintele Consiliului Județean privind posibilitatea legală de a acorda anumite ajutoare de minimis mediului de afaceri. Noi la Consiliul Local am depus un proiect pe data de 15 iunie prin care acordam mai multe facilități tuturor agenților economici. Și aici mă refer la cei din domeniul Horeca, știi, din administrație publică. Care au avut foarte mult de suferit în perioada afectați pandemiei, da. Când domnul primar stă cu acel proiect în sertar și nu l-a trecut deloc, cum putem noi să ne gândim că ar susține vreodată vreun alt astfel de festival dacă nu e de muzică folclorică, cu tot respectul pentru folclor românesc. Dar nu poate gândi mai mult. Și nu vreau să fiu răutăcios. Este o dovadă, e un mod prin care eu gândesc așa ceva, pentru că nu-mi dă alternativă. Când tu ții un proiect și mai mult decât atât, în luna septembrie, în luna august, vii și mărești, stabilești taxele și impozitele locale pentru anul 2021, practic le mărești, le indexezi, când noi am venit cu aceste facilități privind taxa pe autorizație de funcționare să fie la 50%, taxa pe reclamă, taxa pentru spectacole, ținând cont că trebuie să pui mai puține scaune ca să respecti distanțarea socială și am spus să nu mai fie luate aceste taxe de către primăria municipiului Brăila, pentru că acum ar putea fi întrebarea, păi da, dar rămâne primăria și face un dezechilibru în buget. Nu, primăria Brăilei are un excedent bugetar pe care îl cară an de an după aia, îl prinde în buget, dar nu îl folosește. Deci bani avem, practic avem mai mulți bani decât cheltuim noi an de an, îi prindem în buget că am face, am drege cu ei, dar nu cum avem bani, că se plângea domnul Dragomir că nu i-a dat ministrul Câțu suficiente fonduri pentru nu știu ce parcă vrea să facă. Domnul primar trebuie să știe și unde să caute. Când o învățați și unde să caute, o să găsească și bani. Banii primește, dar trebuie să știe și unde să caute. Adrian Taparac, Daniela Pascale, mai avem 2 minute din această emisiune. O să vă rog să le adresați celor care ne privesc un mesaj. De ce are sens, de ce are rost, de ce să vină la vot pe 27 septembrie? Pentru toți cetățenii, eu cred că este momentul să întinerim Consiliul Județean, vorbesc de Consiliul Județean și Adrian este deja în Consiliul Local, Municipal. Cred că trebuie să schimbăm mentalitatea Consiliului Județean, trebuie să învățăm să ne supunem schimbării. Cred că acesta este momentul în care trebuie să ne supunem schimbării. Tinerii își doresc, oamenii își doresc, cetățenii își doresc să se schimbe ceva. Este momentul, mergând pe stradă, văd că este momentul în care oamenii își doresc, sunt la finalul puterilor, sunt la finalul nervilor. Acum trebuie să facem ceva pentru ei, pentru că nu mai putem sta deoparte, nu mai putem să stăm neimplicați și trebuie să luptăm pentru ei, pentru că este județul nostru și este locul în care noi trăim și vrem să trăim în continuare și dacă nu le oferim toate mijloacele posibile să fie mândri că locuiesc în Brăila, atunci nu mai avem ce să mai facem. Așa că invit la vot. Adrian Taparac. Am arătat de-a lungul timpului, Partidul Național Liberal a arătat de-a lungul timpului prin toate echipele de la Consiliul Local, de la primării din țară și acum și din Brăila, a arătat că se poate. A arătat toate municipiile pe care le conduce că administrația liberală este una care poate aduce plus valoare, care poate crea un
un stil de viață sănătos și un mod prin care oamenii să poată locui acolo, să spun așa, chiar fericiți. Să nu durească să migreze către alte localități. Eu cred că acum această echipă, chiar cred în această echipă și cred că această echipă, atât de la Consiliul Local, cât și de la Consiliul Județean, și totodată cred și în cei doi candidați, și în Lucian Căprăriu și în Cătălin Boboc, cred că această echipă este una care poate arăta că și în Brăila se poate și Brăila poate avea un trai mai bun punctual și nu vom fi aici peste 4 ani la judecata celor 4 ani să spunem că doar am spus niște povești frumoase și atât. Eu chiar cred că această echipă poate să facă Brăila mândră din nou. Mulțumesc frumos! Mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară. Și ne mulțumim! Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Ne revedem în câteva zile, cred că la ultima emisiune din această serie de emisiuni electorale. O seară bună! La revedere!